pe vremea lui Stalin, în 50. Și te-am pus întrebarea deschis, băi, dar care-i vina mea, băi? Că de pe cheatra pusă de Brejnev pe vremea lui Stalin, sare tencuiala. Chiar până într-atât am ajuns? Care-i vina mea? Că eu nu pot să înțeleg, dar mi se ridică părul în cap de la atâta prostie. Și vezi, Doamne, de la asta să nărui, deci de la faptul că pe unul dintre stâlpi de cei 8 s-au luat puțin tencuiala, să nărui scara. Dar scara ca tare nu are nicio problemă, nici măcar undeva ceva, o crăpătură, nimic. Și e oricum trebuie o întreținere specială, pentru că ea e din piatră de Cosăuz, de asta care și ei. Noi nu avem materiale de construcție, nu avem marmură, nu avem granit, nu avem materiale rezistente. Asta e problema noastră. Hai să recunoaștem cum este. Dar dacă întreții, dacă la timp o curăți, nu lași să aduni zăpada prin asta să bată, să facă gheață, am o ploaie cu duce la apa scurge singură. Și la scară ce probleme sunt? Niște nebuni o spart niște sticle acolo, alt nebun o ruptă un colț de piatră, dar pe asta, scuzați, dacă n-ai o minte, ce să le fac? Cum aruncă ceilalți scaunele în lac. Și am fost, chiar vă spun sincer, m-am răsuflat, ne-am vărsat în duc. Dar nu se mai poate. Orice proiect l-am făcut în oraș, permanent făcut cu ouă și cu oțet, întors pe dos, murdărit, discreditat. Și eu pun întrebarea, care e sensul muncesc? Și eu? Și dumneavoastră, care e sensul mai muncesc, dacă oricum munca nu este luată în cal. Nu este considerat. E mai bine să furi, să spui minciuni. Iar că eu trag concluzia că e cel mai bine în Moldova așa. Pentru că unde nu mă uit, asta se întâmplă. Dodon a furat, privatizări nevoie un alt. Și-au făcut două televiziuni, Accent TV și NTV. Spune minciuni. Vlăhătniuc și-au făcut vă patru televiziuni. Are miliarde. Spune minciunile care vrei. Năstasă Țopa și-au făcut Jurnal TV și vis-a-vis Centrul Diagnostic German din banii luați de la Banca de Economii. Și prin hotărâri de judecată și mai departe, mințind populația și cei mai greani în anii 2000. Și-au făcut și Jurnal TV și fac propagandă. Dar eu, dar cum? Trebuie să fur și eu să fac și eu o televiziune, că altfel nu merge. Dar ești la care tipurile independenți, o șes și-o întorc pe dos, ca să iasă ei pe toată lumea e critică. Nu spun obiectiv, dar tipurile noi criticăm pe toți, dar critica deja trece în discreditare. Și atunci, de ce trece în discreditare? Pentru că celelalte televiziuni se ocupă tot cu discreditarea. Și atunci, ca și cum ei nu-ți înhamă. Băi, dar cu asta nu-i societate, asta nu-i țară, asta nu-i neam, asta nu-i, nu-i regulă. Înseamnă că este ceva artificial care trebuie din temelie întors, schimbat. De asta și la noi, sloganul e cu demnitate pentru unire, pentru că s-au epuizat toate celelalte soluții. Și dumneavoastră, care sunteți din 89 implicați în conștiință, în tot ce ține de trecere la o viață normală, la democrație, la libertate, cred că v-ați convins. Care ați fost amarele dumneavoastră de atunci, sau părinții dumneavoastră care sunteți mai tineri, v-ați convins cu siguranță. Nu mai sunt alte soluții. Toate celelalte soluții s-au epuizat. Pentru că de la o grupare, puterea trece la alte grupare, grupările se mănâncă între ele, pe unde se acoperă între ele, pe unde cum, pe unde se răzbună, dar singurul rezultat este că proprietățile din Moldova, care aparțin poporului până la urmă, ajung pe mâna unora și înregistrați pe hotare. Toți fac asta. Toți fac asta absolut. Eu n-am un metru pătrat de pământ pe hotare și nici un bun. În general, peste hotare. Nimic. Tot ce am este în Moldova. Așa este patriotismul meu. Așa e sufletul meu. De ce la Plahotniuc vilele sunt elvețe, conturile peste hotare, familia e peste hotare și toate averile, chiar și cele din Moldova, s-a ascuns în Cipru, la acela Cristos Constantinu, care probabil de acum ați văzut informația, am plăsat pe internet. De ce? Dacă el așa e mare patriot și vrea pentru Moldova, tot pentru Moldova și așa mai departe, fapte nu vorbe, de ce s-a ascuns un bun afacerile și bunurile psihotare. Ți-i rușine din Moldova? Și încă nu așa, și încă furate din Moldova. Aeroportul scris în Cipru. Aer Moldova, chipurile bloiate din România, doi cetățeni, tot au pus mâna. Banca de economie, miliard de euro, asta e bugetul Republicii Moldova pe un an. Nu mai dai de capăt. Și ori umbră și face teatru și spectacole dintr-o parte în altă. Terenurile, mergem în bulevardul Ștefan cel Mare la un capăt altul și nu mai dăm de proprietățile lui. Hotelul Național aici, sediul Partidului Democrat, partea cealaltă. Hotelul Nobil, partea asta, mai încolo cafeneaua Guguță, tot mai încolo hotelul Codru, tot după Parlament încă o clădire acolo, mergem mai departe, ajungem la calea Ieșilor, insulele din parca lui, restaurantul din parca lui, la Valea Trandafirilor a lui, aeroportul a lui, dar nu înțeleg, noi și ne-am înscris să fim robi la regimul ăsta sau cum. Și tot asta a făcut prin Dodon Grecian, care și ei la rândul lor, la Banca de Economii Credite, ne întoarsă și îi acoperă terenul aici pe Tudor Vladimirescu, 10 hectare de pământ, vreo 20 de milioane de euro costă, prin Dodon luat. Și toate scris în Cipru. Eu nu știu până unde este răbdarea oamenilor, eu chiar nu mai înțeleg. Ori într-atâta pot fi prostiți oamenii și amăgiți
Eu nu pricep. Eu lucrez 10 ani pentru oraș, fac ceva, cât pot, totuși sunt schimbări, nu pot să pui cunosc. Nimeni nu a putut să ne spună când am făcut. Cât m-am întâlnit, cât de rău, cât de ur, cum se uite, nimeni nu poate spune când am făcut. Și eu sunt infractor acum cu două dosare penale, dar ei sunt vita mai împărață. Cu bunuri scrise ascunse pe pisticotare. Vilele cele din Elveția și acele ascunse în Cipru proprietare, numai ele costă câteva zeci de milioane de euro. Sau și el, la filat, băiatul, închiriază apartament în Londra cu 1.500 de euro pe zi. Eu nu înțeleg câți bani trebuie să alege. Tațul e închis, da? Că nu a fost procesul corect, că nu a judecat corect, că e bătaie de joc față de dânsul, asta este evident. Că e răzbunarea lui Plahotniuc exactă și nimic mai mult, evident. Procesul trebuie să fie făcut corect. Deci pentru asta eu consider că el trebuie eliberat și las să fie făcut cercetarea corect, deschis, transparent, într-o justiție liberă și corect. Nu așa cum s-a făcut. Dar chiar situația reală, adică tata închis și fiorul cheltuie câte 1.500 de euro pe zi pentru chirie, dar câți bani sunt acolo și de unde sunt banii ăștia? Unde plouă cu euro și cu lire sterline ca să plătești 1.500 de euro pe zi chirie? Și urmașii Partidului Liberal Democrat, care noi ne-am luptat de țarii ăștia cu hoțile de la Banca Domeniei și peste tot, acum sunt blocul acum și au schimbat denumirea și ies din nou basma curată. Și încă pe lângă asta, Năstas cu 7 milioane de euro luate din bugetul de stat, cu țopa și cu, cum se mai numește, Banca de Economie, firma aceea din Germania. Dacă e necesar, mai explic încă o dată toată chestiunea. Pur și simplu rupi din mine, fără supărarea mea. Eu nu înțeleg care e alegeri, care e schimbare, care e calitatea vieții, dacă noi o grupare de hoți o înlocuim cu alte grupare de hoți. Și asta se întâmplă din 90 încoace. Ba au fost negur, și au venit Transnistria un altă, s-au dat peste cap acei primii 4 ani. Au venit Lucenski, acolo s-au început privatizările, s-au început coțiile, doar primele privatizări, filat cu casa asta de Ștefan cel Mare, Iptiecul ăsta, atunci l-au luat, când era ministru. Și nu a nimerit la mama, de exemplu, care a lucrat acolo toată viața. Sau la alții, care au lucrat acolo, colectivul, de exemplu. Dar au nimerit la dânsul, că era ministru privatizării și avea 30 de ani. Nici mai mult, nici mai puțin atunci. Și băi, s-au făcut gospodar cu clădiri în centrul Chișinăului. De acolo poate vin niște surse. După asta, din 2000, a venit Voronin. S-a început clanul ăsta, care e și acum. Pentru că tot clanul Voronin, de fapt, acum au trecut la Plahotniuc. Și încă mai luat și de la ceilalți o parte. Și în 2009, noi spuneam, băi, oameni buni, atenție! Suntem împotriva regimului. Dar cei care vin pe lângă noi, Lupu, Diaco, Filat și ceilalți, ei au fost la guvernare înainte de 2001, înainte de Voronin. Și noi ce, schimbăm o grupare pe altă grupare, o nomenclatură pe altă nomenclatură, care e sensul? Și lumea totuși a votat. Noi am luat mai 10% sau 14% atunci. Nu ne-au auzit. Și ei s-au înșeripat iară, s-au cuibărit și ne-am trezit cu și fără aeroport, fără Banca de Economie, fără miliard, fără toate astea. În 2014 noi spunem, băi, se fură Banca de Economie. Nu 2014, 2013 am spus eu cu gura mea. Vine privatizarea Băncii de Economie și aeroportului la 8 august. Și asta o face Plahotniuc, Cofilat și cu Șor, Șor a să fie președinte și Coloșcov. Deci înainte să aibă loc hoție, eu spun, nu mă aude lumea. Se întâmplă chestiunea, vin alegerile parlamentare, iar este votat pe LDM-ul și PD-ul, Leancă, Maia Sandu era acolo, a tăcut, nu a spus nimic, a tăchitic, tot liniște, până când de acum au început să iasă lumea în stradă, o trecut și ea în stradă, că a pierdut postul de ministru. După care încă mai a văzut protestând cu Năstasă și cu Usată, elături, asta în general e sfârșitul lumii, eu nu mai înțeleg cum cu ăștia poți să pornești să faci ceva. Cu Batista Pizzabal și celelalte. Și Partidul Liberal vezi, Doamne, divină. Adică noi spunem adevărul constant la oameni de zeci de ani de zile, fac investigații. Îmi scot ochii că de ce acum am prezentat informațiile cu Năstas. Păi acum le-am aflat. Eu, dacă acum le-am aflat, ce să fac eu? Fix așa am aflat lucruri în 2009 despre Filat, le-am spus, despre Voronin cu 7 aprilie, le-am spus, despre Plahotniuc cu insulele din la izvor în 2009, le-am spus, în 2011 despre Dodon cu privatizări, le-am spus, în 2015 despre Greceanul cu credit de la Banca de Economie. Iar am spus, cu Guguță și cu la izvor că vroia să iei Plahotniuc acolo terenul și să facă hoteluri de 16 etaje. Am spus, deci toate astea le-am spus, dar n-am fost auzit. Și tot eu sunt acuzat, de ce mai spun încă o dată adevărul? Păi eu nu înțeleg, chiar e mai bine să trăiești în minciună și te superi pe un om pentru că spune adevărul? Eu de acum spun în față la toți. Vreți să votați minciuna, vreți să susțineți minciuna. Votați minciuna, susțineți minciuna, dar nouă nu aveți cine scoate ochii că vă spunem adevărul. Noi cu adevărul o să mergem înainte. Și adevărul o să învingă, greu. Încet, poate, nu știu cum, dar o să învingă. N-are în control. Totdeauna adevărul am vins. Și despre deportările în Siberia, adevărul am vins. Și despre crimele comunismului, adevărul am vins. Și despre orice a fost pe fața pământului. Numai cred că la noi mai greu ajunge. Mintea moldovenilor, cei de pe urmă. Dar și la mine personal, vă spun sincer, a ajuns răbdarea la os. Pentru că este o demnitate umană. Și la dumneavoastră este aceeași demnitate. Dar omul este călcat în picioare, lui nu-i trebuie nimica. Și când văd că și din dreapta, și din stânga, și de acum, și din presă, că strică scara,
ăștia, socialiștii mă fac penal la indicația lui Plahotniuc, tot eu spus că am să fiu arestat. Ei cântă ce le spune Plahotniuc. Ei joacă în teatru, tandem. Socialiștii, Plahotniuc și Șor. De-am văzut ceilalți care mai simt pe lege. Dincu aceea ești echii salvatorii neamului. Dar nu se uită că trebuie să rezolve o problemă. Îmi amintesc în 2004, când Băsescu cu Stolojan, candidatul la președinție. Stolojan era candidat. Și se vede că nu trage, nu câștigă Stolojan în fața lui Năstase. Și în timpul campaniei, au mai rămas vreo 2-3 săptămâni până la alegeri, l-au retras pe Stolojan, l-au băgat pe Băsescu. Ca să câștige. Și au câștigat. Deci era o chestiune de tactică, de un pas pentru a câștiga. Nu avea nimic probleme de ordin penal. Dar aici, o lună de zile, eu pun o singură întrebare lui Năstase. Băi, unde sunt nemții? Din 82 de milioane de nemți, cetățenii Germaniei, arată-ne unul care este acel investitor pe care tu l-ai apărat la celă. Unde e acel investitor? Lasă iasă într-o conferință de presă, lasă spune Chertoa că e idiot, că el vorbește de pe presă, prostii și așa mai departe. Taci și nu spune nimic. Din presă nimeni nu-l întreabă. Îl acoperă. Din presă spun că n-au auzit că eu am spus așa informații. Marian, arată la TV8. Mă duc la emisiune, dar eu n-am auzit. Dar a fost reportajul difuzat chiar la televiziunea la care lucrează. Adică eu, din 31 ianuarie, constant spun în fiecare zi despre chestiunile astea cu Plahotniuc, el spune că nu au auzit. Eu mă mir pur și simplu, câte fățărnicie. Numai să-i acopere și îi streacă cu bine de alegeri. Și după alegeri le-am Dumnezeu cu mila. Iar cum să ne trezăm cum ne-am trezit în 2014, că s-a furat miliardul. Dar pe mine nu mă aranjează așa ceva. Nici voturi nu-mi trebuie, dar nici să merg cu fățărnicia și cu minciuna înainte. Este dincolo de demnitatea mea. Totuși niște oameni s-au sacrificat pentru renașterea națională, pentru unire, pentru tricolor, pentru limba română, au stat închiși, au fost duși în Siberia, au fost atâtea și atâtea crime. Iată la Valea Morilor sus acolo, unde au fost împușcați oamenii. Văd că s-a amenajat o terasă, termin alegerile, mă apuc de capul lor. Unde au fost împușcați oamenii sus acolo, era pus o piatră comemorativă, gata, văd că se extind unii acolo cu terasă. Deci până și locurile astea care trebuie să fie amenajat în memoria celor care au fost uciși, cum e cimitirul de la strada Decebal de aici, lângă dumneavoastră, sau cum am făcut la gară, monumentul deportaților. Și acolo de acum preiau, ca să spun așa, în interesul de alt gen. Demnitatea, totuși, mi se pare că mi-ai presus că dacă nu-i demnitate, nu-ți sticnește nici bunăstarea. Pentru că nu poți trăi în minciună. În Uniunea Sovietică, sfârșitul anilor 80, nu poți spui că trăie greu comparativ cu alte republici socialiste. Dar oamenii de acum le stătea în gât tot brejnevismul, tot dictatura, tot comunismul. Cumva toată suferința din anii 50, de pe vremea lui Stalin, din 40, din 50, din 30, cum și în Rusia acolo, le-a venit la oameni de acum, s-au ridicat peste 50 de ani, au suferit atâta lume. Și nu putem abandona totuși. Lumea se ține pe niște, nu pe numai mâncare, ce ai să mănânci și te duci la culcare. Omul e ființă cu rațiune, nu e necuvântătoare, nu e nevertebrată. Trebuie să aibă o demnitate, trebuie să aibă un minim bun simț. De asta omul e om. Și eu când văd că de acum toate acestea nu mai sunt, o iau pe de drept. Spun cum este de acum. Nu am altă soluție. Și spun despre toți așa cum este, pentru că altfel o să fiu complice cu aceia care ori sunt cu jumătăți de măsură, ori sunt fățarnici cu totul, ori sunt coloana a cincea, ori sunt din tagma mafiei și șacoții. Noi, nici eu nu spun că Partidul Liberal sau eu personal, toți suntem chei de ușă de biserică și mai steril și curați ca în farmacie, nu știu. Ei, pe noi sunt. Vrei în primul rând să reziști pe termen lung, e problemă. Pentru că la noi partidele ce? Au avut termen de viață, au apărut, s-au radicat, s-au discreditat și au murit. Dacă viața, dar asta nu e viața de partide. Viața partidului trebuie să fie cât e viața societății, zeci de ani, sute de ani. Asta înseamnă ideologie, asta înseamnă organizarea societății. Și Partidul Liberal nu e din partidele astea care au apărut, s-au radicat, au trecut prin probleme și acum se moară. Nu, noi o să mergem înainte. Greu, ușor, dar noi știm că noi avem în structura noastră idei și lucruri care vor duce societatea asta înainte. Pentru că noi am încercat doar să-i oprim din hoții pe toți ăștia. Și Europa ne-a dat libera circulație și ne-a ajutat cu proiecte pentru că am avut majoritatea pro-europeană și aici mai mult datorită diasporii care au votat. Și a celor din Moldova. Dar dacă nu erau și din diaspora și cu banii trimiși de acasă, noi zdohniem aici, scuzați-mi expresie, de mult. Și dacă noi am încercat să-i oprim din hoții, dar având numai 10 mandate, n-am reușit și tot și-au făcut, când împreună, când omorându-se între ei, vina noastră în ce constă? Când am vrut alegeri anticipate să vină Dodon la putere în 2016, dar ce era mai bine față de ceea ce avem acum? Acum măcar totul e clar, că Dodon e complicii lui Plahotniuc, atunci erau ca și cum în opoziție unul față de altul. Și în situația asta, trecându-se de acum toate liniile roșii, noi am ajuns la concluzia că este cazul să construim temeinic, așa cum am construit chiar și proiectele din Chișinău, aș spune. Da?
și iacă Bulevardul Negruți, care e în fața dumneavoastră aici, și monumentul de la gară, și trolebuzele, și Valea Morilor, și toate celelalte. Iată așa, temenic, să construim acum unirea. Pas cu pas. Un deputat unionist în Parlament, unul să fie azi, mâine o să fie 2, mâine o să fie 22, după asta o să fie 52. Și când avem 52, putem vota unirea cum au votat sfatul țării. Și scoatem din ghearele și a oligarhiei și a hoției bucata asta de pământ. Și atunci avem și justiție, și sănătate, și educație, și economie, și prețuri decente. Prețurile acum la Iași, de exemplu, de 2-3 ori mai mici, la tot, la haine, la încălțăminte, la produse electrocasnice, la mâncare, la orice, salariile sunt 2 ori mai mari. Deci de 4 ori mai bine trăiesc decât noi azi. Și încă și calitate, la noi nici calitate nu e pe lângă toate. Noi parcă n-am fi nimănui aici. Lăsați așa uitării de acum, un fel de Transnistrie, mie mi se pare, de acum s-a transformat Moldova. Dar nici nu mai seamănă asta. Totul e luat, aeroportul nu-i, aeroportul ăsta e buțe. Și cui aparține unui cetățean bulgar? O persoană, arătați-mi vă rog pe planeta Pământ, un om, în afară de acest bulgar, care deține singur un aeroport. Chiar așa am scris la procuratura din Bulgaria. Vă rog să ne arătați, unde pe fața Pământului mai este un om care are un aeroport al lui personal? Asta e enormitate, pur și simplu. Și noi răbdăm. Păi da, ard în para focului toate averile astea. Și plăcutniu cu tăt cu dânsele. Cât ai să iei tu pe lumea ceilalte? 4 scânduri. Dar este o demnitate, măi. Este... Cum e un aeroport a neamului tău? A poporului de care faci tu parte, unde te-ai născut, unde ai ajuns, unde ai ajuns sus și milionar și de toate, să ajungă pe mâna unei persoane din Bulgaria. Dar măi, măcar și fostului din Moldova. Dacă mergem la glumii de acum de astea. Dar nu e normal să existe pe fața pământului un om care să aibă aeroport. Dar mai departe ce să aibă? Înseamnă că să apară oameni care să aibă țări, care să aibă continente, întoarcem unde, în Evul Mediu, în era primitivă, când oamenii nu mai sunt oameni, se transformă în robi și animale. Asta nu e în regulă. Nu există pe fața pământului o persoană să aibă un aeroport internațional al lui. De obicei, sunt proprietatea statelor, pentru că dau statul are capacitatea să investească atâtea sute de milioane de euro să facă un aeroport. Și pentru ce e aeroportul? Să aibă oamenii posibilitatea să circule. A noi aeroportul e ca vără documentele astea. Mic obținem din Bulgaria. Și nimeni n-a spus informația asta și nimeni nu o spune nici azi. Chiar și ăștia care sunt împotriva lui Plăcutniuc. Numai eu stau și înrup vocea de acum la te-a întâlnit și explic, băi, aeroportul nu știe ce a spus voi, cum a spus, n-ați ajuns cu investigația până la capăt. Orică e invidie că nu i-a dus cap pe dâns să afle lucrurile astea. Ori eu nu mai înțeleg de acum și. Fix așa ești problemă cu grecul ăsta, cipriotul ăsta, Cristos Constantinu, care a pus mâna pe care scrise toate averile. Tac și nu spun. O săptămână de zile am publicat informații despre faptul că persoana asta din Cipru are toate proprietățile Plăcutniuc, tăți tac. Ori de frică, ori de complicitate, ori nu mai înțeleg. De acum m-au răzghit după luni ce am făcut conferință de presă și au venit numai Moldova 1 și mai știu cine. Vinerea mai făcut în Cuna și maica i-a luat acolo la 3 paraleptoți. Eu nu înțelegeam cum, băi, țara geme de pe urmă la toate coțiile astea și voi nu dați informații, atunci și fel de presă sunteți voi. Și vinerea dat. Și cu toate acestea am fost la o emisiune săptămâna trecută, la TV și am spune că ei nu au auzit țara. Ei fiind jurnalist de investigație. Dar o mașină de-a unui coleg de-a nostru, Bilescu, un băiat tânăr acum la noi pe listă, Honda Jazz. O găsit-o. Băi, dar de-am asta cum se spune? Cerul și pământul, nici nu știu cum să mai explic. Haideți să vă răspund repede pe rând. Aeroportul. Cetățeanul din Bulgaria, Mihai Oftenev, aici. Șor i-a angajat-o la Plăcutniuc la aeroport. Simt. I-a angajat, la fel și mama lui Vitregă. Angajat. Deci relațiile strict de angajare. Am să vă demonstrez acum prin documente. Palatul este de telecentru. El costă pe contract 150 de milioane de euro, 150 de milioane de lei. Mai mare clădire în Moldova nu-i, numai palatul Casa Poporului de la București al Ceaușescu. Împrejur, cei și noi numim pe vremuri castele, adică palatele noilor moldoveni, bogătașilor din Chișinău, aici împrejur. Uitați-vă câte de marunțele ele în comparație cu clădiroiul ăsta. Și Partidul Democrat a dat un comunicat că nu e al lui Plăcutniuc, e al cuiva. Și eu demonstrez acum și cum e al lui, fix. Dar casele din jur, apropo, sunt demolate ca să facă zonă de securitate și confort. Mergeți acolo dacă aveți uitați și o să vedeți. Casa asta, de exemplu, nu-i. E demolată anul trecut. Și sunt căsă noi. Sunt făcută acum, 5-6 ani în urmă. Nici nu sunt casă ghinecoxeală. Elveția. Casa o vedeți. S-o arătați la televizor. S-au făcut Ei au început niște investigații, au făcut bune, dar nu le-au dus până la cap. Ăștia de la RAIS și care acolo. Nu au reușit să afle niște lucruri. Și acolo la Plăcutniuc cu copii în fața căsii. Nu știu că trebuie expertiză, dar dați seama că e aceeași casă. Acum, fotografia asta e mai prost să vede din cauza că e de pe o filmare. Dar filmarea și-a făcut un scop de propagandă la Prime, acela cum îl cheamă, Cristian Tabără, i-a făcut filmul respectiv. Și când merge cu camera pe fotografii de familie, hop, o dați peste asta și s-o dat de gol, la Plăcutniuc, la dânsul în casă. A doua vilă, tot de la Geneva, de acolo, de pe la malul lacului.
Asta prima e la vreo 30 de milioane de dolari, de euro, echipurile evaluate, plus minus. Dar acolo cam așa prețurile, că e acolo buricul Europei, buricul Pământului, acolo mai e ceva, nu e pe lumea asta. Pe cutia poștală apare numele soției și numele firmei pe, unde, pe care e înregistrat. Și amuși ne ducem la firme și vedeți cine sunt. Asta e la Munti, pentru odihnă, lângă Mont Blanc, Muntele Alb. Cel mai faimos munte din Europa și cel mai înalt. Asta e din Tipiera din București. Unii spun eu că eu am casă la București. Asta e sediul unde dumneavoastră activează, aici aproape unde dumneavoastră, da? Nu e a lui ca și cum. Tipa e firma fiind Parinvest, care el n-are treabă. El nu a declarat toate bunurile astea. Întrebare din nou, dacă toate sunt tale, și tu dacă ești așa de, pentru oameni, pentru Moldova, de ce nu declari bunurile? De ce te ascunzi? Ce te faci să te ascunzi? Ai o problemă? Ce problemă? Dacă mai ales te scrii cu Mancipru după aia respectiv. Sediul PD-ului, hotelul nobil, care tot spune că nu e al lui. Aici e 10 hectare care aici, lângă Stara Tudor Vladimirescu, privatizate cu Dodon. Dodon care umblă acum în campanie și din, cu permisiunea de placătniu cu Popcoala și pe la stație, secțiile de votare. Vedeți că scrie eliberate în Neucească. Artist și aici. Gucuță, cafeneaua pentru care am fost arestat, când locul ei nu i-a dat voie să construiască 16 hectare, un hotel, un centru de business, acum merg înainte, Hora merge înainte sănătoasă, pentru că alții semnează acolo, care au rămas. Și în 2014 chiar am propus în Consiliul Municipal și s-a votat o decizie să fie strict în dimensiunile actualei clădiri și cu regimul actual de înălțime, cel mult la nivelul copacilor și o terasă de pe care se poți vedea ce este frumos în jur. Adică cât de cât, cu bun simț, european. Nu, 16 etaje vrem. La izvor și celălalt privatizare făcut cu Dodon și cu Greceanu și pământul privatizat aici. Dar legea spune că nu se poate pământ în parc de privatizat niciun metru. Dar aici e jumătate hectare privatizat. Insulele care am făcut conferință de presă în 2009 și am spus că nu e în regulă. Cum adică insulele sunt ca și aeroportul. Dar acum înțeleg de unde e logica lui. Dacă el are casă pe malul lacului Geneva, cum să nu-și permită să aibă și pe malul lacului izvor din Chișinău și un oricare primar cheltuacă lui să se împotrivească. Adică n-am înțeles. Ce înseamnă asta? Logica am înțeles-o, dar mai târziu. Că aici e restaurant și l-a privatizat. 2 hectare sunt insulele. 1,5 hectare sunt insulele. Lângă Parlament de partea aceea, cu clădire, blocul în care trăiește, el spune că nu e al lui. Dar tot blocul trăiește toate lucrurile lui, mai mult nimeni acolo. Și scris tot firma asta fiind Parinvest. Hotelul Codru, Hotelul Național, am zis și Hotelul Dacia, și acolo trebuie să faci investigații. Presa, canalele lui, care el spune că n-au fost al lui până în 2015, numai din 2015 și-o declarat. Așa că toate nevoile astea, scris pe băiatul ăsta, Cristos Constantinu din Cipru, are 35 de ani, e din 83, 23 octombrie. Și pot să vă arăt și documentele, cum el ăsta a făcut. O leacă s-o... S-o străduit să ascundă, dar nu s-o primit până la urmă. Este la aeroportul, Avia Invest, se cheamă SRL-ul care deține Moldova. Avia Invest este deținut de o firmă din Cipru, Comax Avia. Iar proprietarul e cetățeanul ăsta din Bulgaria, Marin Mikoptev, cetățean european. Și acum procuratura europeană bulgară trebuie să ne răspundă la întrebare de unde omul ăsta a avut bani pentru aeroport. Eu nu mă las de acum, nici de Europa nu mă las. Că nu mai am unde să mă mai duc de acolo, pe asta numai la Dumnezeu, mai mult mai am mașină. Am europenii trebuie să-mi spună de unde au avut bani Mikoptev de aeroport. Că nu e un leu. Înainte de asta a fost un rus, cetățean ăsta proprietar, cum o ascunse prin Rusia, dar după aceea și-au mutat toate activele în Europa. Au stricat, au spart oanele cu Rusia ceva, bă, că nu pot să fie. Dar înaintea cetățeanul ăsta din Rusia a fost un cipriot tot proprietar, 3 zile. Chiriacos Panagos se cheamă, tot un băiat de vreo 30 ceva de ani, 3 zile a fost proprietarul aeroportului. Adică ea acolo prindesc o rublă pentru ființarea firmei, după asta o scriu pe alții. Și când a scris pe acest băiat 3 zile firma, a comis greșeala de a înregistra pe adresa tuturor offshore-urilor de plăcașnic. Chiar aici vedeți. Chiriacos Panagos, în mod riscabil și-au primit acțiunile și de la Chiriacos Panagos pe 22 august, rusul. Și a scris pe firma asta, Arghiru și partenerii din Larnaca, Constantinu Calogera 54, unde scrise tăti proprietățile de plăcașnic. Cum aeroportul din Chișinău a ajuns să fie înscris pe adresa asta? Trageți și dumneavoastră concluzii. Casa Albă, asta care la telecentru. Este scrisă pe o firmă din Moldova și firma din Moldova are drept proprietar o firmă din Cipru, Investare Investment. Ducem la Investare Investment, o altă firmă din Cipru, proprietar Greysino. Ne ducem la firma Greysino, proprietar Argheru și partenerii, acela, Constantinu. Iată aici îți arată că el, Cristos Constantinu, are 99,95% de acțiuni, 2000 de acțiuni. Cristos Constantinu, cheamă. Problema care? Această firmă nu o poți găsi dacă o cauți cu litere latine. Trebuie să dai căutare în registru numai cu litere grecești.
Că dacă dai cu firme, cu căutare cu litere latine, îți dă alte două firme care sunt înființate de firma asta. Și te învârtesc pe cerc. Pentru că firmele cele două se arată înființate ca și cum una de alta. Și nu găsești persoana. Dar dacă nu găsești persoana, n-ai de cine cere. N-ai de cine acuza. N-ai cum arăta la oameni cine propriu zis stă în spatele hoției. Firmă. Dar cine e firma? E da, e nu. E cu gâși. Dar la gâși nu merge. În ziua de azi, fără dovada finală, fără document, fără proba exactă cu privire la persoană, nu merge. Nu suntem gloată, nu suntem evul mediu sau comuna primitivă să numai strigăm. Că așa presupunem noi, că așa considerăm că toată lumea știe. Da, las știe toată lumea. Dar trebuie să prezinți dovada pentru că trebuie să mergi prin instituții, prin proceduri și numai așa poți face dreptate. Altfel, nu, topoarele și ne omorâm între noi și revenim la cum era atunci. Spre asta cred că vor ne aducă. Și aia câte comunicatul Partidul Democrat care spune că nu ia lui casa. Dar dacă nu ia lui casa, de ce-i scris Hristos Constantinu din Cipru, unde e scris tăt ce are toată timpul? Vilele din Elveția, Sigmatele, vă amintiți de numele de cutie poștală. Tot ne duce la firma Greisino, care e una din firmele intermediare de la Casa Albă. Și de unde la Greisino ne ducem tot acolo, la Argheru și partenerii, adică la Cipriot. Blocul din strada Bulgară, 41. Iată, Childescu, Oxana, soția. Aparține fiind Parinvest SRL. Un SRL care plătăniu că l-are din anii 90. Cui aparține fiind Parinvest? La o firmă din Cipru, Asirapal. Ne ducem la firma Asirapal din Cipru. Cui aparține asta? La altă firmă, Mavogan. Tot din Cipru. Ne ducem la firma Mavogan, ei au făcut un lanț așa, mai nu. Ne duce la altă firmă, Mavogan, din Noua Zeelandă. Ducem în Noua Zeelandă. Problema care? Lumea civilizată, e Uniunea Europeană, Statele Unite, Marea Britanie, a obligat prin lege ca fondatorii să fie la suprafață, să-i poți vedea. O scos transparență. Mai sunt offshore-uri pe lumea asta unde nu dai. Asta e Bahamas, Oceania, acolo, și acolo au fost. Dar de la o vreme, vrea la lumea civilizată, Plăhătniuc. O ieșit de acolo, din toate de aici, Bahamas, Oceania, și s-o băgat în lumea civilizată. Dar aici trebuie să scos la suprafață. Pentru că acolo, în Oceania și în Bahamas, s-ar putea să trăsnească vă unul de acolo. Că acolo cine are control asupra lor? Ei fac prin 7.000, prin 7 oameni, nu știu care, nimeni nu știe, duci și-l caut. El stă sub un palmier, nici nu știe, a citit și a vorbit, dar el e proprietar de milioane. Și atunci e riscant. Și pentru că sunt multe active, au vrut să le securizeze, să le pună în lumea civilizată. În Cipru, care e Uniunea Europeană. Dacă ați nu-l găsați, o folosesc denumirea asta cu litere grecești. Chipul e și în Moldovana să apiesc cu litere grecești în calculator. E că s-o găsit un nebun. În Noua Zeelandă ne trimite înapoi în Cipru. Și în Cipru ne trimite la una din firmele astea fică, care le poți găsi numai cu litere latine, dar care îți dă ca fondator tot o firmă, tot așa se cheamă. Asta se cheamă Argheru și Partenerii și asta se cheamă Argheru și Partenerii. Și te uiți ca prostul, că una, fondatorul și beneficiarul e același lucru. Până dai de denumirea grecească. Și acolo că mi devine mai interesant. Și acolo apare acest Constantinu, fondator la firma respectivă cu 99,95. Acum, firma asta e o firmă de avocatură. Și cum îți dai seama încă? Prin numele de înregistrare. Numărul de înregistrare la firma FIC e 330-995. Dar numărul de înregistrare la firma mamă e 227-099. Adică a fost înființată cu vreo 20 de ani mai înainte. 100.000 de firme s-au înregistrat între timp. Dacă cauți în registru, poți cauți mult și bine 100.000 de firme înapoi să dai, până ai găsit. Firma a fost de avocatură a unei doamne, care o chema Hrisav Gheargheru. Acum, ea cu timpul a cedat firma, a început 50% și a făcut 99% ăsta, la Hristos Constantinu, cu care Plăcătniu care a făcut un act la notar sau ceva, că dacă dispare și aici, rămâne toate averile unde, în aer? Trebuie să aibă o hârtie, numai că nu-i declarat, cred, la stat sau cine știe, e acolo în Cipru, trebuie răscolit de acum, trebuie dus la fața locului. Televiziunile, care acum a scris pe Plăcătniu, nu? El l-a anunțat, dar din 2015. Dar până în 2015 erau scris pe o firmă din Olanda, OTIV. Oxana, Timofei, Inocenti, Vladimir, familie. Aceea e patru care i-ați văzut în fotografie. Firma OTIV e scrisă pe cunoscută deja firma Mavogan. Da. Care Cipru, Noua Zeelandă, tot așa mai departe. Chiar, îndușim tot acolo nimerit. Asta e ca și cum de pe drumuri de țară, nimerit pe drumuri de raionare, de pe drumuri raionare, nimerit pe drumuri astea naționale, de pe drumuri naționale, nimerit pe autostradă. Cam așa și cu toate, sau cum e sângele, da? Din capilare, după asta mergi în următoarele vase și după asta merge în arteră și merge în artera principală și la inimă. Cam e ca aceeași chestiune. Toate firmele, până la urmă, aduc la aceasta Argheru, Partenerii și Hristos Constantinu. Fix același, deci, Cipru, după aceea din Cipru, Noua Zeelandă, din Noua Zeelandă înapoi la, în Cipru și din nou la Grecia.
Așa că asta e doamna care a înființat firma și care s-a dat la o parte. E amoare 0,05 din tot. Pentru că numele ei, când s-o cheamă Hrisav Gheorghiu, numele ei a fost dat pentru a înființa firma. Și ca să fie credibilitate, că e încă mai este acolo, eu a lăsat-o cu 0,05. Dar e numai cu numele, ca să acopere. Dar proprietarul e acela, Hristos Constantinu, și mai este încă soție, mă, din Călodulă, sau cum mă. Iată la aici. Și la dâns așa scrie. Că noi căutăm soluții în afara cutiei. Noi tot timpul gândim în afara cutiei. Noi nu ne stabilim în limita standardelor prevăzute de lege. Și cifra de afaceri actuală din auditul de la KPMG e 500.000 de euro la firmă. Întrebare, cum 500.000 de euro tu de ții sute de milioane de euro? Așa că aici justiția europeană se poate lămuri repede, dacă vrea. Dacă nu, să avem întrebări, de-am și la dumnealor. Dacă ne luptăm cu morile de vânt, de-am până la capăt cu morile de vânt, de-am cu toate morile, de la noi și de pe Europa, de peste tot. Că n-avem altă soluție. Deci asta e istoria cu unii. Și ceilalți, mai modești, nu un miliard, mai puțin o leacă, vreo 7 milioane atunci, care acum sunt vreo 70, dar și ei, băieții bravo, și principalul cu schema e aceeași. Tot Europa, tot din, la Cătiuc în Olanda, dar țopa cum a stat în Germania. După care amândoi au aterizat în Cipru, când n-ar fi de straniu, tot acolo, la cald. Firma asta e tot din Germania, German Aviation. Acum au scris-o pe Gabriela Țopa, fiica lui Victor Țopa, nașul lui Năstase. Iată aici se vede schema. Iată o firmă de la avioane care a luat 7 milioane de euro din buget. Ana Țopa, directoare. Deține firma asta, o firmă Frontenex, o vedeți. Ea este din Cipru, am ușa zboară. Și acum au pus-o mai nouă directoare pe Gabriela. Tot e deține centrul diagnostic germanic. Mă rog, formal e scris. Tot e Țopa, scoiește. Năstase Ectel a lucrat 2 ani de zile la firma asta din 2012 până în 2014. Iată, vedeți, firma care cu 7 milioane de euro, Năstase angajat, Ana Țopa director. Nu e vorba cu aparat la CEDO până în 2009, cum a spus el, e vorba că în 2012 până în 2014 a lucrat acolo. Dar și ai putut să lucrezi la firma pe care tu ai aparat-o ca și cum la CEDO? Cu ce ocazie? De unde și până unde? Numai de atât, acolo e nenașcă, de asta tu ai lucrat acolo și înseamnă de la bun început, de știu. Că e firma lui Nănașcă, că Nănașcă împreună ați privatizat Air Moldova și așa mai departe. Și atunci la mine se apare întrebarea, bun, dacă un miliard de euro nu se poate, e mult, într-adevăr, dar ce, 7 milioane de euro se poate? La ăștia cât e. Așa spunește, că dacă votăm blocul acum, susținem pe Năstase și pe mea Sandu care îi la cooperă pe Năstase în privința, înseamnă că 7 milioane de euro se poate furat. Ei acum mai poate râd de mine sau tax sau să-și facă, nu mă aud. Dar o să treacă legile și oricum informația asta a să răspândească la nivelul fiecărui om. Oricum a să ajungă la concluzie evidentă că Năstase de la bun început o știut, că e firmă făcută din Nănașcă. Că au făcut împreună contractul de privatizare. Că au dus 2 milioane de euro din Moldova în Germania. Unul luat de la Banca de Economie, care nici până azi nu-i întors din furtul miliardului. Acolo au luat un pensionar din Germania și l-au pus cu semnătură angajat. De acolo le-au transferat înapoi în Moldova pe conturile la Air Moldova ca să o privatizeze, să facă bani de pe seama avioanelor pe Air Moldova. Numai că au pierdut alegerile clanul de atunci al Lucinski, că țopa era la Lucinski. Și respectiv, Voronin a venit și a oprit contractul. Dar nu a făcut investigația, nu a cercetat penal, cine sunt fondatorii. Și asta le-a dat posibilitatea să ceară recuperarea la este 2 milioane jumătate de euro și cu dobândă s-a făcut 7. Dar toată chestiunea asta este în afara legii, de fapt, asta e scrocherie, se numește. Și atunci, deși asta se poate, nu înțeleg, de dacă au trecut 20 de ani, dar asta e un buget a orașului Chișinău, a fost pe vremuri. Dar azi asta sunt 70 de milioane de euro, că atunci un apartament era 3.000, 4.000 de dolari în 2000, dar 1.050.000 de euro. Este o diferență. Sunt alți bani. Și acolo o firmă din Cipru. Frontenex. Fix așa, vedeți că e aceeași bază de date, fix aceleași. Frontenex. Cine este acționar? Ana Țopa. Acolo, Ana Țopa, 100% de acțiuni. Deși, pun întrebare altfel, deși la ăștia nu se poate, deci la ăștia se poate. Dar cine poate să mă lămurească? Sau, dacă se poate și la unii, se poate și la alții, spuneți-mi și nici cât se poate și nici, dar ca să fie un rând cu dânși, că așa, dar e tot normal. Dacă și noi politic și ei politic, măcar să fim pe un cântar, pe aceleași reguli. Dar dacă nu se poate, înseamnă că nu se poate nici la unul, nici la altul, jos și unii și alții. Că de asta eu am spus la început, noi schimbăm o grupare pe altă grupare. Când se duce în instanțele de judecată și el spune că a fost avocat cu Nagăcevski la CEDO cu chestiunea asta, el doar știa că e firma asta, e alună nașul și banii furați din Moldova. Deci eu tăcut treaba asta. Deci nu a spus atunci. Atunci nu trebuie să fie cu demnitate, cu adevăr, cu cinste și cu toate. Ai o convenit. Dar acum dar și o faci pe erou. Dă-te într-o parte și nu zădără lumea.
o să te ia pe tine cu furși într-o zi pentru faptul că ai fost fățarnic toți anii ăștia. Pentru că oamenii nu suportă fățărnișia. Când află, furie e mare. De acum pe unul știi că e hoț și de acum vrei cumva să scapi de dânsul. Dacă tu vezi că unul care se declară aproape că Mesia e implicat în așa ceva, apoi e problemă mare. Pentru că asta înseamnă că el induce în eroare. Fii să nu fost cu Aldi Roșca atunci, 10-15 ani, până s-o lichid așa de goroi. Și chestiunea asta nu poate fi trecută cu vederea. Mie îmi pare rău. Eu umblam la școală atunci. Eu nu l-am pus să fac treaba asta. Și avocat, de fapt, a fost Nagajevski, că el era cu avocatură. El înainte a mai avut proces la CEDU și după a mai avut proces la CEDU. Cine a stat, a mai avut vreo dosar la CEDU? Nu mai avut el nimic niciodată. Numai aici, pentru un an acela, era un fel de smotreașcic pe dosar, că se vadă că lucrurile merg bine. Dar a umblat și a mințit aici și a spus că e firmă din Germania. El deja nu spune că sunt investitor german. El doar nu recunoaște pe Nenasu. Dacă recunoaște pe Nenasu, automat trebuie să recunoască tot. Că 99 Nenasu l-a aranjat vice-director la Air Moldova, că el era vice-director la Air Moldova când s-a făcut contractul. Contractul l-a făcut din interior. Deci Țopa a făcut contract cu Țopa, cum ar fi, prin Năstase. Pentru că Țopa a făcut firma în Germania, și Năstase era la Air Moldova, a pregătit contractul, a luat 49% de acțiuni și în felul ăsta ies că și statul și firma privată era cam aceeași persoană. Privatizare, cum se spune în termenii noștri. Ei doar asta foarte bine o știu. Nu știu, mă doare. Mă doare și de asta de acum cât mă ține puterea și vocea, spun până la urmă, până la alegeri. Oamenii și dumneavoastră vor vota cum vor dori. Cum îți dori, așa ați face. Dar măcar știu că adevărul este spus clar, înțeles și fiecare când votează își asumă acest adevăr și votează în cunoștință de cauză. Nu după aceea spune, dar n-am știut, dar ne scuzați, dar nu știu. Nu merge. Gata. Ori la, ori bălai. Așa nu merge. Cu jumătăți de măsură. Hai, iertăm de data asta, i-am mai iertat data trecută, îi mai iertăm și pentru altele, dar de aici totul dispare și rămânem cu ochii în soare. Atâta. Nu vreau să vă obosesc, să vă mai umplu din aduf și eu, că v-am ales destul. Întrebări dacă aveți, vă răspund. Dacă nu, ne ducem mai departe, să ne mai răspundem.